Studenții, masteranzii și doctoranzii Universității din Craiova au la dispoziție spații moderne de studiu și cercetare, dar și nenumărate posibilități de petrecere a timpului liber. Săptămânal în Craiova au loc manifestări artistice și culturale în contextul în care orașul candidează la titlul de capitală culturală europeană. Astfel, toate instituțiile de cultură organizează evenimente cu impact național și chiar internațional, cum este de exemplu Festivalul Shakespeare. Cu o istorie de 165 de ani, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova este unul dintre teatrele de elită ale Europei. Membru al Convenției Teatrale Europene din anul 1995, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova a marcat peste 150 de prezențe la festivaluri internaționale în ultimii 25 de ani, în urma cărora a obținut 48 de premii. Dintre numeroasele premii și distincții obținute de Teatrul Marin Sorescu, amintim premiul criticii pentru cel mai bun spectacol și premiul Fundației Hamada pentru excelența artistică în cadrul Festivalului Internațional de la Edinburgh, premiul criticii pentru cel mai bun spectacol străin la Festivalul Americilor de la Montreal 1993, diploma și medalia Academiei Braziliene de Artă, Cultură și Istorie, diploma de excelență a Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova este singurul teatru din România care a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural în rang de comandor. Situat pe strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 11, lângă sediul central al Universității din Craiova, Teatrul Național întregește imaginea centrului cultural al orașului, atât prin clădirea propriu-zisă, cât și prin esplanada de mari dimensiuni și desele zone verzi care o împrejmuiesc. Un important moment al istoriei teatrului îl reprezintă fondarea Festivalului Internațional Shakespeare în anul 1994. Primele 5 ediții s-au desfășurat o dată la 3 ani, iar din 2006 manifestarea are loc o dată la 2 ani. Complexă manifestare culturală, Festivalul Internațional Shakespeare este unul dintre marile festivaluri Shakespeare ale lumii, unde s-au jucat excepționale spectacole puse în scenă de cei mai renumiți regizori. În anul 2014, regizorul Robert Wilson a acceptat să colaboreze cu Teatrul Național Marin Sorescu, punând în scenă spectacolul Rinocerii de Eugen Ionesco. Săptămânal, pe scena Naționalului Craiovean au loc spectacole de piese de teatru. Se organizează conferințe, sesiuni de shakespeareologie, seminări științifice și atelierele de teatrologie, manifestări culturale atât în sala principală Amza Pelea în foaierul teatrului, în sala studio Ion de Sârbu și sala atelier, cât și în piața William Shakespeare. Situată în strada Mihai Viteazul, numărul 7, Opera Română din Craiova a fost cunoscută de-a lungul timpului sub denumirea de Teatrul Liric și mai apoi de Teatrul de Operă și Operetă Craiova. Repertoriul actual este alcătuit cu predilecție din lucrări de operă, iar anual pe scena Operei Române Craiova urcă soliști de marca angajați și invitați. Filarmonica din Craiova a fost fondată în anul 1904, iar activitatea sa artistică cuprinde mai multe compartimente, precum orchestra simfonică, orchestra de cameră, corala academică și mai multe grupuri camerale, banduri simfonic, jazz orchestră. Filarmonica din Craiova este cea mai mare din întreaga regiune a Olteniei. În cei peste 100 de ani de activitate, pe scena Filarmonicii din Craiova au fost interpretate creații muzicale de autentică valoare, în conformitate cu exigențele actuale ale artei muzicale interpretative. Craiova este unul din municipiile cu cele mai multe spații verzi, iar cel mai important obiectiv în acest sens este Parcul Romanescu, un loc ideal de relaxare și recreere. Parcul Nicolae Romanescu este cel mai mare și mai cunoscut parc al orașului, fiind poziționat în partea de sud-est a orașului. Este cel mai mare parc natural din estul Europei și al treilea cel mai mare parc natural de pe bătrânul continent. Ca întindere se află pe locul 2 în România, aproximativ 90 de hectare după Herăstrău, zonele verzi, aleile și zonele împădurite, conferindu-i statutul de cea mai mare zonă verde urbană din România. Parcul cuprinde cea mai veche grădină zoologică din țară. Inaugurată în 1906, aici au putut fi admirate de-a lungul timpului sute de specii de animale și păsări, iar în acest an a fost complet modernizată.
De asemenea, printre atracțiile ce pot fi vizitate, se numără podul suspendat, castelul fermecat, hipodromul Craiova sau teatrul de vară. Parcul va fi supus unei operații de restaurare care cuprinde noi alei pavate, sistem de iluminat și de supraveghere video. Vor fi refăcute aleile, cascadele și va fi montat un sistem de irigare în tot parcul. Un alt spațiu de recreere este Grădina Botanică din Craiova, care a fost înființată din inițiativa și sub îndrumarea profesorului doctor universitar Alexandru Buia în anul 1952, fiind o instituție științifică, didactică și educativă. Situată în partea de sud-vest a municipiului Craiova, între străzile Constantin Leca, Obedeanu Poporului Renașterii Nicolae Titulescu Iancujianu, pe o suprafață de aproximativ 12,8 hectare. Grădina botanică deține material biologic viu pentru studiu și cercetări fundamentale și aplicative, reprezentând un adevărat suport pentru învățământul superior agronomic sau horticol. În cadrul grădinii botanice Alexandru Buia se găsesc colecții de plante reprezentate de dalii, trandafiri, iriși, lalele, nuferi sau bujori. Craiova are și două muzee importante, Muzeul de Artă și Muzeul Olteniei. Muzeul de Artă din Craiova este amplasat în strada Calea Unirii numărul 15 și a fost înființat în anul 1908 sub numele de Pinacoteca Alexandru și Aristi Aman. Poartă denumirea de Muzeul de Artă din anul 1954. Muzeul prezintă publicului colecții de pictură universală, școală olandeză, flamandă, franceză, italiană și românească cu lucrări de Constantin Leca, Teodor Aman, Ștefan Lucian, Nicolae Tonița, 7 sculpturi de Constantin Brâncuș, colecțiile de icoane și grafică românească. Obiectele sunt expuse în Galeria de Artă Universală, Galeria de Artă Românească și Cabinetul Constantin Brâncuș. Muzeul Olteniei își desfășoară în prezent activitatea în 3 secții: secția de arheologie și istorie, secția de etnografie, secția de științele naturii. În prezent, la Muzeul Olteniei se găsesc 234.988 de piese, dintre care 718 sunt clasate în categoria tezaur, iar în categoria fond sunt clasate 268 de piese. Creșterea patrimoniului s-a realizat prin săpături arheologice, cercetări de teren, achiziții și donații, ultimele provenind de la un cerc foarte larg de persoane. După cum îi spune și denumirea, centrul vechi al Craiovei reprezintă străzile din centrul orașului, care datează din secolul al XV-lea, motiv pentru care este întâlnit deseori și sub denumirea de centrul istoric. Ca localizare, centrul vechi este reprezentat de perimetrul străzilor: Constantin Brâncuș, Șerban Vodă, Păltiniș, Principatele Unite, Calea București, Bulevardul Carol I, Strada România Muncitoare, Cerădulescu Motru, 13 septembrie, Împăratul Traian la nord, strada Ulmului la est, la sud-sud-est, strada Tudor Vladimirescu, Arieș, Bujorului Alexandru Macedonski, Simion Bărnuțiu, Calea Unirii, iar la vest, nord-vest, strada Gheorghe Doja, Matei Basarab, Câmpia Izlas, Madonna Dudu, Brândușa, Libertății, Brestei, Dumbrăveni, Iancujianu, George Enescu, Amaradia. Este poate principala atracție a orașului pentru studenții care urmează cursurile Universității din Craiova din punct de vedere al petrecerii timpului liber. Și asta pentru că, în ultimii ani, centrul vechi a beneficiat de o renovare și o revitalizare intensă din partea autorităților locale. Străduțele vechi și înguste au fost pavate, sistemul de iluminare a fost refăcut, fațadele clădirilor au fost reabilitate, iar locul micilor magazine de odinioară a fost luat de zeci de restaurante, baruri, cafenele și terase, unde muzica și voia bună sunt din belșug. Cele aproximativ 300 de clădiri au căpătat statut de monument istoric și au devenit gazde primitoare pentru tot soiul de puburi, restaurante, baruri, discoteci și terase în aer liber. Centrul vechi este la o aruncătură de băți de Universitatea din Craiova și Teatrul Național, de Catedrala Sfântul Dumitru sau sediile primăriei și Palatului Administrativ al Prefecturii și Consiliului Județean. Toate evenimentele culturale și artistice promovate de autoritățile locale se desfășoară în centrul vechi, începând de la expoziții permanente și ocazionale, întâlniri culturale, concerte în aer liber și până la ample manifestări, precum Zilele Craiovei sau festivaluri medievale și parade de tot felul.
Centrul Vechi este locul în care istoria se întâlnește cu modernitatea, în care studenții, tinerii și toți craiovenii sau turiștii se pot plimba pe zecile de străduțe, pot admira manifestări culturale sau artistice, pot savura deopotrivă liniștea unei cafenele literare și zgomotul unui pub cu muzică de calitate. Nu în ultimul rând, este locul preferat de toți cei care vor o evadare din traficul rutier și din aglomerația cotidiană, fiind în mare parte un loc destinat exclusiv traficului pietonal.